Echipa Tele2 se întărește, astfel îndrăgita jurnalistă Voica Briceag va face parte începând de miercuri din televiziunea noastră. După intrarea în faliment a trustului RTS, jurnalista va continua să facă ce îi place, aducând astfel informația în casele severinenilor. În primul rând, RTS, Terasatul, așa cum a pornit el atunci când s-a deschis trustul de presă Terasat Severin, a fost un proiect în care cu toții am crezut, un proiect în care am pus cu toții suflet, un proiect în care, din care am avut cu toții foarte mult de învățat. Este o experiență pe care am acumulat-o de-a lungul la 10 ani de zile, timp în care am lucrat în presă. Este un proiect căruia i-am pus punct acum câteva zile și am decis să mă implic într-un nou proiect alături de televiziunea Tele2 Drobeta, tocmai prin prisma faptului că toată această experiență acumulată am dorit să rămână în continuare în televiziune. Este o muncă de mai bine de 10 ani de zile pe care am depus-o în acest domeniu de activitate. Este un domeniu și o echipă alături, de care mă alătur cu mult drag. Este o televiziune care trebuie consolidată pe piața media din Mehedinți, din Drobeta, Turnul Severin, în contextul în care, iată, oferta nu este poate cea mai variată la ora actuală. La Tele2 Voica Briceag își va continua activitatea. Jurnalista va aduce informații proaspete în casele oamenilor prin intermediul știrilor pe care le va redacta, dar și prin intermediul emisiunilor pe care le va modera. Astfel, telespectatorii o vor putea urmări în cadrul emisiunii Realitatea Zilei. Voi începe lucrul din data de 15 iunie, de miercuri, peste două zile, vorbind despre emisiuni în direct realizate, emisiuni care vor aborda teme de actualitate din orașul nostru. Ne vom axa în continuare foarte mult pe administrația publică locală, vom fi cu ochii pe reprezentanții, actualii reprezentanții administrației publice locale, vom scoate în evidență activitatea, partea bună a activității lor, dar cu siguranță vom fi cu ochii și atunci când vor greși și le vom atrage atenția de fiecare dată când lucrurile nu vor merge bine și nu se vor desfășura și în folosul comunității. Voica Briceag este unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din județul nostru, activând în domeniu de peste 10 ani de zile.